Mamă, ce m-am speriat, frate! Eu, astăzi am ieșit la o partidă de pescuit la Păstrăv. Voi încerca să vorbesc mai încet, pentru că deja am speriat un păstrăv mai devreme, în timp ce am coborât lângă apă. Trebuia să-mi fi făcut intro-ul de pe drum, nu de lângă malul apei. Greșeala mea. Sper să nu faceți aceeași greșeală ca și mine. Destul de răcorică, apa arată bine, limpede și sperăm să prindem ceva. Hai să vedem ce iese. Cam astea sunt nălucile mele pentru păstrăv. Câteva rotative. 2-3 rotative. Câteva oscilante. Am ceva mai multe oscilante. Și niște voblere. Pentru început vom merge pe o rotativă, numărul 2, și vedem pe urmă ce și cum. Se pare că e un păstrăv în zonă care tot atacă. Nu este pe filmare pentru că vorbeam la telefon și am oprit camera, oprisem camera de fapt, și am văzut cum a atacat. Chestia e să vedem dacă reușesc să-l și păcălesc să atace și la mine, dar nu cred. Dacă eu l-am văzut pe el, cu siguranță și el m-a văzut pe mine. Deci greu. L-a avut prim atac și o agățătură. Ce ciudat, de obicei când merg la clan sunt obișnuit să văd clenii cum fug prin apă când merg de genul, dar acum nu văd niciun pește. Mi se pare destul de ciudat. Uite o veveriță. Ia uite-o. Uite veverița. Sunt două de fapt. Mai este una undeva pe acolo, nu știu dacă se vede. Un wobbler ăsta care trage într-o parte. Și este un wobbler de la Strike Pro. Uite-l, uite-l, este primul meu păstrăv. Hai ușor, ușor, că nu vreau să te pierd și nu vreau să băltăcesc nici apă acolo. Poate mai prind vreunul. Și iată primul meu păstrăv. În sfârșit, de când deja să prind unul. A plecat. Super! Mulțumesc, mulțumesc că ai venit! În cele din urmă, răbdarea și perseverența mi-au fost răsplătite. Am reușit să prind primul meu păstrăv. Încă unul! Nu, uite-l! Doi! Uite-l! L-am luat! Și ăsta e mai... Ce păstrăv frumos! Uai, nu vine să cred! Hai să-l și eliberăm. Hai, fugi, du-te. Super! Am găsit năluca pe care atacă și modul pe care atacă. Nu atacă pe recuperat continuu, ci cu pauze de 2-3 secunde. Personal, mă declar mulțumit. Am reușit să prind 2 păstrăvi. Deja încă am pierdusem speranța că voi prinde ceva astăzi, dar în urmă am prins 2 păstrăvi. Nu mă interesează cât de mari sau mici au fost, contează că am prins. Asta e tot ce contează pentru mine. Uite-l, mamă câtă păstrăvuie. Vre, haide. M-a văzut cât a păstrăvu. Ia să vedem cât de mare e apa. Nu mă apropii mai mult în caz că e ceva. Și ar trebui să fie. Nu aș vrea să-l sperii. Uite-l. L-am luat, mă. Uite-l.
un păstrăv frumos. Mamă, ce frumos e colorat. Hai să-i dăm drumul, să nu-l mai ținem. Super frumos. Excepțional. Uite-l cum s-a ascuns. Prieteni, partida de astăzi de pescuit a ajuns la final. Dacă în prima parte a ieșirii am crezut că nu voi reuși să scot nimic și voi da gherlă, ei bine, m-am înșelat. Am reușit să scot câțiva păstrăvi la mal pentru o poză. Sincer să fiu, nici nu mă interesează dimensiunea pe care au avut-o. Mă bucur enorm de mult că am reușit să prind primii mei păstrăvi. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu uitați să dați un like, aș aprecia foarte mult dacă v-ați abonat la canal, iar noi ne auzim în comentarii. Până data viitoare, salutare și fire întins! Baftă!